Cu prilejul celor 30 de ani de parteneriat dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova, ambasada SUA organizează o serie de evenimente în aer liber. Startul Zilelor Americii a fost dat vineri în Chișinău. Vizitatorii prezenți la evenimentul de lansare au reușit să afle mai multe informații utile despre Statele Unite ale Americii, dar și să se distreze. Zilele Americii se vor desfășura până în data de 25 septembrie cu organizarea diferitor evenimente social-culturale în mai multe raioane ale țării. Pe strada pietonală din capitală a fost improvizată o expoziție de prezentare a proiectelor implementate în Republica Moldova cu ajutorul financiar sau logistic din partea Statelor Unite ale Americii. Propunem burse de plecat în Statele Unite, unde poți studia un an gratuit în America, într-o școală de acolo. Noi le propunem în mod special vizitatorilor cu vârsta 6-20 de ani un program inovativ care ține de educație economică și antreprenorială. Vizitatorii prezenți la eveniment au avut parte de o atmosferă agreabilă. Evenimentul e foarte interesant și, după părerea mea, este foarte util. Am luat cu ciocanul și am început să bat și culoarea de pe ele ieșea pe material și s-a primit cum arăta floarea. La deschiderea Zilelor Americii în Republica Moldova au fost prezenți și prim-ministrul țării, Natalia Gavrilița, și ambasadorul american la Chișinău, Kent Loxdon. Sunt foarte multe exemple care ne arată că Statele Unite ne-a fost un partener de încredere și un adevărat prieten. Sunt foarte mulți care beneficiază de apă și canalizare sau de anumite servicii, tot datorită acestui suport. De la independență Statele Unite au investit aproape 2 miliarde de dolari pentru a ajuta Moldova să răspundă provocărilor sale imediate și să construiască un viitor democratic, prosper și sigur. Astăzi, evenimente dedicate Zilelor Americii au fost organizate la Căușeni, iar la Cahul evenimente similare vor avea loc duminică, 18 septembrie. În nordul țării, mai exact la Edineț, evenimentele se vor desfășura pe 23 septembrie. Locuitorii municipiului Bălți vor putea participa la acțiunile organizate de ambasada SUA în data de 24 septembrie, iar cei din Rezina pe 25 septembrie.